Salutări și urări de pace! Weekendul acesta am fost la unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Acesta este lacul Bolboci, din parcul natural Bucegi. Lacul se află în spatele unui baraj artificial și se găsește la altitudinea de 1500 de metri. Aici ești cu adevărat în mijlocul naturii, iar zona este foarte frumoasă și încă puțin populată. Fiind situat la 25 de km de Sinaia, se poate ajunge aici foarte ușor cu mașina. Se poate intra și prin Moroieni, iar drumul este în general ok, cu toate că pe multe porțiuni poate intra decât o mașină. În același timp, mai sunt și mici porțiuni de 10-15 metri care nu sunt asfaltate. Și accesul facil e super, pentru că ajungi aici și ți arunci gunoaiele așa de ușor în mijlocul naturii, e superb. Zona asta cere clipuri și foto, pentru că ai ce să vezi și ai ce să pozezi. Te poți urca pe platou, poți să vezi babele, sunt peșteri, sunt chei, e grozav. Știu că poate lacul ăsta o să vă facă cu ochiul, dar nu prea puteți să faceți baie în el. Este extrem de rece apa și nu prea supraviețuiești. Zona pare în continuă dezvoltare. Au apărut deja mai multe unități de cazare și sunt amenajate și zone de camping. Ce să vă spun, mie mi-a plăcut foarte mult și vreau să mă mut aici. Acum îmi caut peștera. Vă recomand, dacă n-ați fost pe aici, faceți o vizită, merită. Și cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, ca de obicei, like și subscribe.